În România, autoritățile sanitare au declarat oficial epidemie de gripă, motiv pentru care în spitale accesul vizitatorilor a fost restricționat. Tocmai pentru ca virusul să nu se împrăștie și mai mult, mai ales la pacienții care sunt în stare critică. De asemenea, în unele secții ale spitalului din Botoșani, accesul este interzis, iar acolo unde se permite vizita la un bolnav nu trebuie să depășească 15 minute și asta numai după ce persoana care vine în vizită este echipată cu halat, mască și botoșei. Cum în județul Botoșani este avalanșă de viroze, pneumonii și gripă, iar în România autoritățile au declarat epidemie de gripă și la Spitalul Județean de Urgență, ca și în alte spitale din țară, s-au luat măsuri pentru ca virusul să nu se împrăștie și mai mult. Așadar, programul de vizită a fost redus, iar pe secție are voie doar un singur vizitator, care trebuie să poarte mască, halat și botoșei. Vizitatorii pot să-i vadă pe cei aflați în spital doar între orele 15-17, iar timpul de vizită este de maxim 15 ore. Nu este voie, spitalul este în carantină și nu este voie. Nu vreau să vorbim. Acolo sunt. Cum dacă am ajuns, mă trimite acum, e la pastel, își trebuie să-l iei. Nu este voie, spitalul este în carantină și nu aveți voie să urcați sus. Dar sunați la telefon și o să coboare jos să... Este interzis accesul vizitatorilor în secții precum ATI, neonatologie, boli infecțioase și pediatrie și nu au voie în spital vizitatorii care prezintă simptome de răceală. Accesul vizitatorilor se face doar cu echipament de protecție adecvat. Asta înseamnă halat de unică folosință, botoșei, mască, materiale puse la dispoziție de către spital. De asemenea, este interzis accesul vizitatorilor pe secții, acolo unde sunt internate cazuri suspecte de gripă. De asemenea, vizitatorii cu simptomatologie respiratorie nu le este permis accesul pe secții. Acestea sunt câteva măsuri tocmai pentru a preveni limitarea transmiterii infecțiilor cu simptomatologie respiratorie, protejând astfel pacienții, dar și personalul medico-sanitar. De asemenea, măsurile de igienă personală sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii și în special prin gripă. De asemenea, întărind imunitatea organismului, consumând suficiente alimente care conțin vitamina C, fructele sunt pe primul loc, de asemenea, având grijă la restul stilului de viață sănătos, adică odihnă, activitate fizică și, dacă e vorba de activitate fizică și afară temperatura este scăzută, recomandăm să inspirăm pe nas. Deci inspirul să se facă pe nas, în felul acesta se încălzește aerul, se filtrează de praf, de microbi și ajunge optim la nivelul plămânilor. Dacă respirăm direct pe gură, atunci microbii vor intra direct în căile respiratorii și produc laringită, traheită, bronșită, pneumonie, deci produc infecțiile respiratorii. 54 de cazuri de gripă au fost raportate în ultima săptămână la Botoșani, ceea ce înseamnă de 3 ori mai multe ca în săptămânile trecute. O creștere alarmantă s-a înregistrat și la viroze și pneumonii, unde peste 3200 de botoșeneni au fost diagnosticați cu aceste afecțiuni. În România, numărul celor care au murit din cauza gripei a ajuns la 25.